Continuăm cu zilele dedicate lui Antonio Gaudí aici în Barcelona. Astăzi merg să văd Sagrada Familia, cea mai importantă operă a artistului. Se vede că am intrat în zona turistică. Avem acolo un termometru care indică 37 de grade. Stați să vă arăt. 37 de grade în Barcelona nu e prea bine. Și am ajuns poate la cea mai frumoasă clădire din Barcelona. Am ajuns în față la Sagrada Familia. Și da, lucrările au evoluat destul de mult de când am fost eu ultima dată. Era acoperită toată fațada ultima dată când am fost. Sagrada Familia atrage mai mult de 2.8 milioane de vizitatori pe an. Construcția ei a început în 1882, dar Gaudí a murit în 1926. Lucrarea nu este completă nici astăzi, când se spune că ar fi gata doar 70% din ea. Bine ați venit la Sagrada Familia, bine ați venit în cel mai important punct al Barcelonei. Trebuie să aveți grijă când cumpărați biletele. Pe bilet va scrie pe unde este intrarea. Intrarea mea este pe Calle de la Marina. După cum observați, intrările sunt notate. Cozi enorme aici la Sagrada Familia, cum era și de așteptat. Așa că vă sfătuiesc să vă luați biletele dinainte. Aici este coada oficială la tichete pentru intrările B, C și D. Este aceasta cea mai înaltă macara pe care ați văzut-o vreodată? Păcat că este atât de contrajur. Aici se trece printr-un sistem foarte avansat de securitate, exact ca la aeroport. Dacă ai curea, ți-o dai jos, lași bagaje, telefon, șapcă, ochelari într-o cutiuță, ești scanat din cap până în picioare, dacă nu bipăie nimic, poți trece. De-abia ulterior îți este scanat biletul de intrare. Asta ca să știți și să fiți pregătiți. Ca idee puteți să intrați și cu rucsace mai mari dacă aveți, doar că o să vi le deschidă și o să se uite cu atenție în ele. De-abia acum am ajuns. Ce detaliu sunt redate! O să vă spun câteva detalii aici la intrarea în biserică. Sagrada Familia este construită în stilul Art Nouveau. Și după cum ați văzut deja pe fațadă, cuprinde o grămadă de simboluri, de la îngeri cântând cea de-a doua înviere. Stați că vă arăt imediat cu zoom. La scena nașterii lui Isus, scena răstignirii, cina cea de taină. Fațada este dedicată patimilor lui Isus din Vinerea Mare. În total, catedrala are 18 turnuri. 12 dintre ele reprezintă pe cei 12 apostoli, 4 pe cei 4 evangheliști, 1 pe Fecioara Maria și 1 pe Isus. Până în momentul de față, doar 8 din cele 12 turnuri sunt complete. În momentul în care biserica se va fi terminat de construit, va fi cea mai înaltă biserică din lume. Bine ați venit la Sagrada Familia, poate cel mai frumos monument de Art Nouveau din lume.
Intrarea în timpul verii este de la 9 dimineața la ora 19, iar iarna de la 9 la 18. Urmează să intrăm în biserică. Dar uitați câtă lume este aici. Stilul lui Gaudí pe care l-ați văzut și în Parguel, cred că este extrem de vizibil și aici, prin aceste coloane extrem de înalte. Pe acești stâlpi sunt reprezentați cei patru evangheliști, Marcus, Matei. Trebuie Ioan și Luca, dar trebuie să mă întorc. Este absolut fascinantă. Aici în spate este scris Tatăl nostru în catalană. Padre nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosotros el vostre regne. Nu pot să citesc în catalană, dar... este absolut magnifică. Iar acestea care seamănă cu niște ochi, cred că este ochiul înțelepciunii. Aici ne este explicată povestea turnurilor. Basilica va avea 6 turnuri centrale dintr-un total de 18. După cum vă spuneam, 4 dedicate evangheliștilor, turnul Fecioarei Maria și turnul lui Iisus Hristos. Turnurile evangheliștilor au 135 de metri. 2 dintre cele 6 turnuri sunt finalizate, a lui Luca și a lui Marcos, având fiecare către 22,5 metri. Cele 2 turnuri care au rămas restante, al lui Matei și al lui Ioan, vor avea ca simbol omul și vulturul. Turnul Fecioarei Maria va fi al 2-lea ca înălțime și va ajunge la 138 de metri, iar turnul lui Iisus Hristos va ajunge la 172,5 metri, reprezentând și înălțimea maximă a bisericii, care este aceeași cu cea a dealului Montjuic. Așa vor arăta turnurile când vor fi finalizate. Aici poți pierde jumătate de zi lejer uitându-te la detalii, așa că o să vă las cu o ultimă priveliște de ansamblu. Să vă mai spun câteva detalii. Se dorește terminarea bisericii până în 2026, când s-ar împlini 100 de ani de la moartea lui Gaudí. Se presupune că la terminarea ei, Sagrada Familia va fi de 10 ori mai înaltă decât
marile piramide din Egipt. Dacă e să mă fascineze ceva foarte tare, este jocul de lumini de aici, din Sagrada. Uitați ce faine sunt inscripțiile de pe ușă. Jesus. Lome. Gracias. Aceasta a fost vizita la Sagrada Familia. Sper că v-a plăcut. Un loc extrem de impresionant care te lasă fără cuvinte. Dacă ajungeți în Barcelona, nu ratați. Aici este o scenă din grădina Ghețimani, scena în care Iuda îl sărută pe Iisus înainte de a-l vinde. Că în sfârșit am început și o să înțeleg semnificația scenelor sculptate aici pe Sagrada Familia. Vedeți acolo jos în colț este un cocoș. Conform Bibliei, Petru se va lepăda de Iisus înainte să cânte cocoșul a treia oară. Acolo v-am spus deja, este scena în care Iuda îl sărută pe Iisus și apoi îl vinde. Acolo mai în spate, grupul de sculpturi, este cina cea de taină și chiar deasupra este Golgota sau drumul crucii. Uitați-l acolo pe Iisus cărând crucea. Iar sus de tot este scena răstignirii. Foarte, foarte impresionant. Turnul din stânga, pe care îl vedeți în construcție, acesta este cel ce va face această biserică cea mai înaltă din lume în momentul în care va fi gata și va avea 172 de metri înălțime. Chiar aici, vis-a-vis de biserică, este și intrarea la metrou Sagrada Familia pentru liniile L5-L2.